Bun găsit, dragi brașoveni, din nou, iată la o emisiune aici, Brașovul tău, la Mix TV Brașov. Alexandra Grancea sunt și astăzi, vin în casele dumneavoastră cu o emisiune interesantă și tentantă, chiar vă invit să rămâneți alături de noi. Cum ar arăta redresarea Brașovului în contextul redresării naționale? Astăzi, un subiect fierbinte, spun eu, pe care îl voi dezbate cu invitatul din această seară, domnul Cristian Macedonski, președinte Asociația Smart City Brașov. Bun venit la noi! Bun găsit și mă bucur să revin în studiourile Mix TV, studio Drage, unde am făcut multe emisiuni frumoase. Da, și avem o temă importantă astăzi, mai ales că astăzi sunt consultările președintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui nou premier și sunt foarte curios. De aceea am și spus că este un subiect fierbinte oarecum, pentru că redresarea Brașovului în contextul unei redresări naționale chiar implică multe, multe aspecte pe care dumneavoastră, din, să spunem, expertiza unui fost consilier local din partea Forumului Germaniată, puteți să împărtășiți cumva așa, imparțial să spunem. Da. În primul rând sunt pasionat de Brașov. Da, și Brașovul îmi stă în inimă, sunt brașovean, plecat, al Brașovului reîntors, da, și mi-e foarte important ca lucrurile aici să meargă bine. Dar mi-e și foarte clar că nu putem gândi numai contextul local sau regional, ci trebuie să gândim în contextul național. Și am fost tare mâhnit că dreapta românească, după ce au guvernat un an de zile și zic că au guvernat destul de bine, fiindcă am intrat în pandemie anul trecut. Așa și este. Primele valuri, că vorbim de mai multe valuri deja, primele valuri le-am gestionat destul de bine. Vine acum și spun, pandemia continuă să aibă un puternic impact economic și social asupra noastră, asupra lumii, asupra tuturor. În viziunea dumneavoastră, cum ar arăta un plan, să spunem, de redresare și reziliență? Păi, în primul rând, totul pleacă de la politică. Am observat în vara aceasta certurile acelea politice, atât interne în PNL, cât și externe cu partenerii de guvernare, din punctul meu foarte iresponsabile. Deci, chiar punând punctul pe ei, Câțu, din păcate, a reușit să aducă numai zânzanie, să dezbine și nu este bine. Noi avem nevoie și de fapt se vede în toată lumea asta, noi avem nevoie de unitate. Pandemia asta ar trebui să ne învețe să colaborăm, să fim puternici împreună, să comunicăm. Vă dați seama, toată vara aceasta am avut cazuri puține și politicul n-a mai băgat pandemia în seamă și nu a comunicat cum trebuia, fiindcă erau ocupați cu războaiele interne, cu discuțiile, cu datul afară de miniștri ca să genereze crize artificiale. Deci toate crize, în afară de criza pandemică, dar care se datorează politicului pentru o comunicare, au fost generate? Da, au fost generate artificial și n-aveam nevoie. România, la ora actuală, păi cu anumit scop, puterea, probabil resursele financiare, vin 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană și noi ne certăm în loc să ne facem planuri cum să-i absorbim mai bine, ce avem nevoie, ce avem nevoie pe plan național, ce avem nevoie pe plan regional, ce avem nevoie pe plan local, fiindcă avem nevoie și că suntem încă în urmă. Numai așa, dacă mă gândesc la căile ferate române și la viteza medie pe care o are un tren aici, comparând cu viteza medie pe care o are un tren în Germania, în Austria, în Franța, discutăm de trenuri care ating viteză la vârf de 200-250 spre 300 de kilometri la oră. Noi avem medie aici la 50-60. Deci media noastră la ora actuală în România este aceeași cum era pe vremea lui Carol I. Și-au trecut ceva timp. Da, deci de aia zic, haideți să ne dăm mâna. Păi, și de aceea mi-e foarte important să se regăsească printr-un premier care să adune forțele de dreapta. Stânga nu e dorită la guvernare de români, s-a arătat prin vot. Aurul ar fi cea mai mare greșeală să fie adusă la guvernare și atunci singura soluție este PNL, USR și UDMR. În acei minoritățile, sigur, mai ales că fac parte dintr-una din minorități, dar putea fi o coaliție puternică și unde să nu vedem interesele personale sau de grup
care le-am urmărit în ultimele săptămâni. Bun, asta generează niște crize politice Ci să urmărim interesul național, interesul nostru al României și a României. Practic, un interes național care ar trebui redefinit cumva. Sigur, păi nu, că el e definit foarte bine. Noi știm toți ce probleme avem și unde ar trebui să apăsăm accelerația și ce ar trebui să facem. Din păcate, noi nu vedem pădurea de uscături. Adică suntem mult prea focusați în orgoliile personale, în loc să vedem, să avem o viziune de ansamblu. Și sper ca președintele Klaus Iohannis să aibă maturitatea necesară să aleagă să desemneze un premier chiar înainte de a veni la dumneavoastră în misiune. Mi-am permis să fac o analiză și să spun cam care premier i-aș vedea eu. Cu experiența locală, națională, diplomatică și internațională. Și atunci la PNL-ul ar trebui să desemneze premierul, din punctul meu de vedere, și la ora actuală PNL-ul nu și-a desemnat. Și asta este irresponsabil, clar. PNL-ul trebuia să vină cu o variantă clară, cu o propunere sau cu trei propuneri, care președintele să le ia și să zică ăsta nu. Ei nu au venit cu nicio propunere. Deci, practic, dumneavoastră sugerați așa că această redresare națională ar trebui să vină făcută cumva la o sugestie în ceea ce privește alegerea unui prim-ministru, până la urmă... Sigur, care să-și facă cabinetul și care să înceapă să lucreze cât se poate de repede, să informeze pe oameni, să recâștige încrederea oamenilor în politic, fiindcă la ora actuală nu mai există încredere. Cum ar trebui gestionat această criză, să spunem? Că da, traversăm o criză politică. În primul rând, trebuie recâștigată încrederea în spațiu politic, în guvernare. Și atunci, eu am făcut acele trei propuneri. Primul, din punctul meu de vedere, ar fi Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, care are o imagine extrem de bună în Oradea, acum cu Consiliul Județean, Bihor. Al doilea, care l-am pus pe lista de propuneri, ar fi Ioan Boloș, fostul ministru al fondurilor europene. Și pe peste tot mi-am făcut și o analiză de ce ar fi bun. Ilie Bolojan n-a fost în niciuna din cele două tabere. Convins că există niște argumente. Și atunci ar fi o persoană care ar fi acceptată de ambele tabere și ar reuni PNL-ul și l-ar reface puternic. Ioan Boloș, fost ministru al fondurilor europene, vine cu experiența fondurilor europene și cu expertiză și el nu s-a poziționat și vine tot din zona Oradea și Oradea a fost campionul național la atragerea de fonduri europene și implementarea lor, numai atragerea, că implementarea e la fel de importantă. Și cu experiența lui pe fonduri europene ne-ar fi foarte benefică în perspectiva celor 30 de miliarde de euro. România n-a primit niciodată așa mulți bani. Noi n-am fost în stare să gestionăm banii mai puțin primiți în ultimii ani. Și avem o rată de absorție și atunci ne trebuie oameni cu experiență să vină, care știu cum să scrie, cum să accepte proiectele, să nu ne mai punem singuri bețe în roate, că de multe ori noi ne punem bețele în roate în absorpția de fonduri. Și atunci, iar al treilea de la PNL ar fi un tânăr politician, dar cu experiență vastă, Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan, care e europarlamentar deja în al doilea sau al treilea mandat, are o poziție extrem de importantă atât în PPE cât și în Parlamentul European, în Comisia de Buget. Are o experiență internațională bună și eu zic că ar aduce un suflu nou atât în PNL cât și într-un guvern creat de el, fiindcă sunt sigur că ar aduce numai oameni pe competențe. Nu pe nepotisme politice sau pe interese, ci pe competențe, că asta e foarte important. Acum, având în vedere faptul că, iată, ceea ce nu am spus telespectatorilor noștri, este faptul că dumneavoastră sunteți responsabili pentru expansiunea Volt România în Europa. În România. Volt Europa România. Mi-a plăcut foarte mult ideea, mărturisesc, și asta arată fascinația pe care o aveți față de dimensiunea europeană. Sigur. Cu atât mai mult, cu cât de fiecare dată ați dus Brașovul într-un fel sau altul acolo, da, în Europa. Fiindcă Brașovul este un oraș european de peste 800 de ani. Da? Pe la noi, noi am unificat Orientul cu Occidentul. Pe la noi treceau mărfurile din Orient în Occident. Noi tot timpul am fost un oraș european și am avut parteneriatele europene din Evul Mediu până în perioada comunistă și post-comunistă. Și atunci Brașovul, în plus, suntem, îmi place să spun, buricul
României. Fiindcă suntem acolo, în mijloc. O analogie foarte expresivă. Dacă Timișoara e Fruncea, noi suntem buricul. Buricul. Și atunci nici Fruncea nu poate fără buric și buricul îi place Fruncea și uite așa putem să facem și o punte frumoasă de la București, la Brașov și spre Timișoara, spre vest. Așa este. Brașovul a fost întotdeauna un punct important în traversarea acestei linii. Atât economic, cât și în ultima perioadă și turistic. Dar ca să ne întoarcem la dimensiunea națională politică, acești trei îi văd ca posibili premier din partea PNL-ului. Din partea USR-ului sunt de acord cu cel desemnat cu Dacian Cioloș, care și el are o experiență atât de premier în perioada în care a fost premier tehnocrat, cât și o experiență europeană vastă. E președintele partii organizației europene Renew Europe, da? Și o legătură importantă cu toate țările europene. De ce v-am întrebat? Pentru că acum să spunem de ce are o anumită legătură. Faptul că, să spunem, unul dintre acești oameni, personalități pe care dumneavoastră i-ați vedea în această poziție, au o importantă legătură și cu aspectul, cu dimensiunea europeană. Tot timpul. Noi și atunci viziunea sau percepția asupra României se poate schimba, iată, prin prisma unui om care știe să prezinte argumentat o anumită poziție. Noi suntem europeni, avem o poziție geostrategică extrem de importantă la Marea Neagră și spre Ucraina și spre Moldova și Rusia. Râvniți de mult de altfel. Da, și de aceea nici nu concep altă poziție a României decât o poziție clară și fermă europeană, ca parte europeană și, desigur, pe aceleași niveli. Nu există, din punctul meu de vedere, și de aia îmi place și Volt Europa și cum gândește acest partid rețea, că am putea să-i spunem că un partid care rețea. Care este viziunea acestui partid? Statele Unite ale Europei. Statele Unite ale Europei, o Europa a regiunilor puternice, o Europa fără două viteze, toți suntem la fel, să dispară diferențele între țările europene, între cele din est și cele din vest, o expansiune, sigur, a Europei mai departe în Balcani, fiindcă Europa nu e completă fără țările balcanice, ci o Europa puternică care să poată să țină un echilibru în lumea asta între forțele actuale, China, America, Rusia, și cu o istorie vastă. Și de aceea dimensiunea asta europeană mă convinge și s-a și văzut. Românii sunt europeni. Da? Iar noi aici, în Brașov, oricum, de peste 800 de ani, de fapt, în Transilvania. Bun, deci, practic, ar trebui la nivel național să se întâmple niște lucruri. Trebuie să înțeleagă oamenii că trebuie să-și dea mâna, trebuie să colaboreze, nu să se confrunte. Și mai am, dacă nu găsesc un premier de la PNL sau un premier de la USR, am și variantă tehnocrată. Varianta ajutătoare. Prin Emil Hurezeanu, ambasadorul nostru în Austria acum, a fost ambasador în Germania, un om de cultură, un jurnalist extraordinar, experiență încă de pe vremea comunistă la Radio Europa Liberă în München, un om cu o diplomație politică. O diplomație politică excelentă și cred că ar fi o soluție foarte bună pentru următoarea perioadă, pentru unificarea dreptei în România. Da, iată, niște, să spunem așa, un plan expus aici de către dumneavoastră, care poate, cine știe, ar putea fi luat în considerare de către unii, sau poate analizat cel puțin. Ar da soluții foarte bune pentru România, pentru următoarea perioadă, atât pentru a recâștiga încrederea oamenilor în clasa politică și în guvernare și, practic, atunci să ne folosim de această recâștigare a încrederii în comunicarea pentru a rezolva și criza pandemică, fiindcă nu este posibil ca noi aici în România să fim am citit acum statistica, la 33% grad de vaccinare a populației, când și suntem pe penultimul loc, numai bulgarii sunt în urma noastră, iar următoarele țări sunt la peste 50%.
discrepanța asta e mult prea mare și nu mai discutăm că media europeană este deja la peste 70%. Sunt țări cum e Portugalia, de exemplu, care au trecut peste 90% și au ridicat toate măsurile. Nu mai există măsuri de constrângeri a pandemiei. Oamenii, acum chiar plec în Portugalia, în Lisabona, acest weekend, că este întâlnirea europeană a Volt, Europa, e congresul european, și mă bucur să văd o țară care a trecut peste această pandemie deja. Bun. Și e un exemplu și de-aia fac apel la toți care ne urmăresc, la toți brașovenii. Vaccinul este singura armă împotriva acestei pandemii. Iar atâtea fake news-uri s-au dat în dreapta, în stânga. Nu dați crezare la el. Este vaccinul, sunt într-o rețea de medici, îi zice rețeaua de solidaritate, care a fost înființată în Elveția de o româncă, care a creat o platformă de comunicare a medicilor noștri români din diaspora și medicii din țară, ca să primim tot timpul informațiile cât se poate de calde, proaspete și să le putem aplica. De aceea România a fost prima țară din Uniunea Europeană care a avut un protocol anticovid, fiindcă Elveția a avut protocolul anticovid ca prima țară. Și informațiile au venit din Elveția imediat și România a fost prima țară din Uniune care a avut acest. Ne-a ajutat. Ceea ce ne-a fost rău, că au plecat medicii în străinătate, în masă, acum ne ajută, fiindcă au experiențele din Italia, din Germania, din Franța, din Austria. Și probabil au și o altă mentalitate în abordarea vulnerabilității. Iar inclusiv o cercetătoare care a lucrat la Pfizer, de fapt BioNTech-ul din Germania, așa că este. Ei au dezvoltat acest vaccin și Pfizer numai l-a preluat, a expus de nenumărate ori în cadrul acestei rețele și către medicii români cât de benefic e acest vaccin și nu e un vaccin care s-a dezvoltat anul trecut, ci s-a dezvoltat în ultimii 10 ani. Anul trecut s-au axat pe problema asta COVID-ului. Iată, da, așa cum spuneați mai devreme, pandemia este singura criză autentică. Da. Dar noi să mergem mai departe cumva, iată, să ne întoarcem la cum abordăm aceste deficiențe, până la urmă, structurale ale noastre. Păi, în primul rând, acum, dacă reușim să unificăm dreapta la centru, da? Și bun, să creăm din nou o unitate și să avem o țintă comună, da? USR, PNL, UDMR, minorități, să desemnăm oamenii și dacă pe centru arătăm unitatea, automat trebuie să transfere această unitate și către Brașov. Dimpotrivă, mie mi-ar plăcea ca Brașovul să fie un exemplu de bună practică pentru centru, pentru București, iar primarul Alen Coliban, care e, din punctul meu de vedere, un vizionar. Cum ar arăta Brașovul ca un exemplu de bună practică în această, să spunem, mediere politică? Păi, în primul rând, trebuie să-și dea mâna. Cei doi, primarul și viceprimarul, Alen Coliban și Sebastian Rusu, trebuie să așeze la masă, ei trebuie să aibă o comunicare excelentă. Sunt foarte mulți oameni din jurul lor care au foarte mult interes ca ei să nu se înțeleagă. Și din păcate, le-am văzut și le știu. Și primele atacuri, și îmi pare rău să spun treaba asta, primele atacuri au venit din partea unui comunicator USR, Radu Hosu, care l-a atacat gratuit pe Sebastian Rusu. Și este păcat și acești oameni sunt irresponsabili. Să pornești un război. Pentru ce? Brașovul are nevoie de dezvoltare. Brașovul se dezvoltă în turism. Brașovul se dezvoltă în economie. Brașovul are nevoie de dezvoltare în IT. Avem nevoie de dezvoltare a infrastructurii. Vine aeroportul. Trebuie să ne pregătim. Nu putem noi să erijăm și să spunem cine cu cine, dar ba, ideea nu, este ba, că... putem să spunem, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ei trebuie să stea de vorbă, trebuie să înțeleagă. Țintele sunt convinți de buna credință Ideea este că viziunea trebuie să fie una comună. Și viziunea trebuie să fie comună. Și atunci fac un apel aici, de aici, din studioul dumneavoastră, fac un apel către primar, către Alen Coliban și către Sebastian Rusu să se așeze la masă, să se împace, să găsească o cale comună atât de lucru, cât și de comunicare și să dea semnalul către București că aici la Brașov noi am găsit calea comună de comunicare și alianța merge mai departe.
Sunt convinsă că acest lucru se va întâmpla, se întâmplă și în scurt timp, așa cum iată de curând spunea doamna viceprimar Flavia Voghiu, fiind prezent aici la noi, acum se pun niște semințe care vor da rezultate în timp. Iată ca lucrurile să devină trebuie udate. Palpabile. Semințele trebuie udate și furtunul de udat e ținut cu toate trei mâinile. Ale primarului și ale celor de viceprimari. Așa da, este. Normal. Și de aceea trebuie aduși oameni, sigur că e discuția acum cu posturile noi create, sigur că trebuie create noi posturi. Că aveam înainte, de exemplu, fondurile europene, cultura, evenimentele, relațiile internaționale, turismul, erau toate într-o singură direcție. O doamnă care nu mai e. Niciuna din cele din domeniile respective nu erau bine făcute. Și dacă ai fi fost geniu în toate, n-aveai timpul necesar să te ocupi. Și atunci aceste departamente trebuie rupte, trebuie să fie departamente departajate și găsiți oamenii cei mai buni pe criterii de competențe care se ocupă prin concurs. City manager, de exemplu. N-avem city manager în 2017, de când mai eram eu consilier local. Trebuia găsit până acum city manager. Au trecut un an de la alegeri. Oamenii așteaptă un an. Dar după un an vor să vadă niște rezultate. Și așteptările oamenilor au fost cumva destul de mari, pentru că schimbarea a fost una radicală. Sigur că da. Și a venit la pachet așa cu toate supărările, cu toate frustrările, care, iată, pe fondul unor crize politice se adâncesc și mai mult. Și trebuie văzut un pic. Îl dau exemplu pe primarul Timișoarei, care primul lucru care l-a făcut, a făcut un concurs național pentru ocuparea postului de city manager. Concurs național? Da, un concurs național și a câștigat. Sigur că, dar de ce să nu facem concurs național? Nu aș avea problemă să facem până un concurs internațional. Până la urmă este vorba despre o expertiză profesională. Sigur că da. Care sigur nu că reflectă da. Locul. Fiindcă aspectul local se învață destul de repede. Cine știe, cine e profesionist în domeniu. În administrație partea locală o înveți repede. Și atunci, sigur că ne trebuie specialiști în relațiile internaționale, specialiști în turism. Brașovul se dezvoltă momentan pe două coloane principale. Una e industria și una este turismul. Da? Și atunci avem nevoie de specialiști în ambele, specialiști economici. Dar diplomația orașelor devine tot mai importantă. Știți că vrem să vă întreb cât de important este protocolul și mai ales protocolul diplomatic în dezvoltarea și lărgirea orizonturilor unui Brașov, cât de importante sunt relațiile economice, poate relațiile de înfrățire, misiunile acestea bilaterale economice care aduc niște beneficii. Extrem de importante. Gândiți-vă că noi ne luptăm cu o înfrățire, muncim la o înfrățire cu Nürnbergul de peste 12 ani de zile. Și n-a fost posibil din punct de vedere politic și diplomatic, fiindcă protocoalele nu l-au fost acceptat, n-au fost îndeplinite, așa cum trebuiau de vechea administrație. Nu vreau să intru în detaliu, că am discutat ore în șir pe tema asta. Toate dar, la vremea lor. Dar acum calea e deschisă, l-am avut la Oktoberfest, l-am avut pe consilierul local Werner Henning din Nürnberg, care a venit cu mesajul primarului Marcus König din Nürnberg. Apropo, e ziua lui astăzi, ziua primarului din Nürnberg. Și vreau să-i transmit la mulți ani de aici, din studio. Puteți să spuneți în germană, pentru că poate șerim emisiunea. Lieber Herr Oberbürgermeister Marcus König aus Nürnberg, ich wünsche Ihnen alles Liebe zu Ihrem Geburtstag heute hier aus den Studios von Wir lieben unser Kronstadt, unser Brasov, Brasovul tău. Und ich hoffe, dass bald die Partnerschaft zwischen Kronstadt, Brasov und Nürnberg unterschrieben wird. Așa, am trimis alles gute, spunem și alles gute zum Geburtstag, bravo! Alles gute zum Geburtstag, spunem și noi, iată, de aici, din studioul Brașovul tău, pentru că, da, este nevoie și sperăm că această emisiune cum să ajungă acolo, iată, șeruim în social media, nu? Sigur că da. Un mesaj din partea noastră, până la urmă, pentru cei care vin să ne cunoască țara și poate să plece cu ceva mai departe. Sigur. Și sunt, nu numai că vin, ei vin cu niște așteptări ori greșite, ori cu niciun fel de așteptare. Și noi avem o țară așa frumoasă și suntem atât de prietenoși și călduroși și avem cultură, avem istorie, avem tradiții, avem specialități culinare, iar Brașovul este ca o carte de vizită. Spuneam la un moment dat că este un loc de care te îndrăgostești și te reîndrăgostești de fiecare dată, oferindu-ți din nou
Încă o filă și încă o filă. E capitala turismului românesc. Neîncoronată, dar avem coroana în siglă. Și ca să, și, da, sigur că da. Și ca să ne întoarcem și la aspectul de dezvoltare a orașului. Ziceam că Alan Coliban este un vizionar și cum a lucrat în toată lumea asta și știu că are experiența internațională și pe fonduri europene, are niște idei foarte bune, atât de dezvoltare inteligentă a orașului. Sunt un adept al reintroducerii tramvaiului. Am felicitat inclusiv introducerea vitezei de 30 de km la oră pe Mureșenilor și Barițiu. Am avut accidente mortale acolo. Deci trebuie să înțelegem pe peste tot în vest. Centrele protecția sunt limitate. Cetățenilor protecția și cetățenilor și protejarea centrului istoric. Să regândească și trecerile de pietoni care au fost foarte prospuse. De exemplu, dacă ești în parcul central vis-a-vis de Casa Armatei și vrei să te duci spre, să iei un autobuz din stație, trebuie să te întorci până după Aro, să faci roată, să te duci până în față pe Mureșenilor. Acum gândiți-vă numai la cei care sunt în Cărucior. Numai la cei. Nimeni nu s-a gândit în Brașov cum circulă acești oameni. Nu mai vorbesc de bătrâni, nu mai vorbesc de copii și atunci trebuie să găsim soluțiile astea moderne și să conviețuim atât mașinile cât și pietonii și bicicliștii. Apropo, bicicliști, trebuie să avem o rețea sigură de biciclete ca să poți să folosești bicicleta dintr-o parte într-alta, din cap în altul, până în centru. Eu, pe perioada Forumul Orașul Reci, un eveniment extraordinar pe diplomație ale orașelor și cu niște invitați de seamă, am folosit numai bicicleta. Și a fost excelent, vreau să vă spun că a fost o plăcere. Și vreme frumoasă, Brașovul te invită. Numai trebuie să avem pistele de biciclete sigure, delimitate de carosabil și găsite și alte soluții. De exemplu, în jurul Tâmpei se poate face o pistă de bicicletă complet separată de carosabil ca să lege Răcădău de centru istoric. Și atunci ai băgat bicicletele la poalele Tâmpei, e și un canal acoperit a Timișului, care se poate folosi ca o parte. Deci se găsesc soluții. Proiecte ar fi interesante, dar important trebui... este să fie abordate în profunzime, să spunem așa, sigur, astfel încât în momentul în care se pornește munca pentru un asemenea proiect, să nu ne dăm seama, iată, ca acum cu trecerile de pietoni, că trebuie să revenim și să schimbăm. Sau, de exemplu, evenimente, că discutam, turismul trăiește din evenimente. De exemplu, un turist vine la Biserica Neagră, s-o vadă odată și a doua oară mai bine. Dar dacă îi creezi evenimente, vine și revine și revine cu prieteni tot timpul, dacă sunt concerte sau... Așa și este, atunci, pentru că... la fel, gândim și evenimentele. Brașovul fiind capitală turistică, trebuie să fie 5, avem 52 de săptămâni, 52 de săptămâni pline de evenimente, de vineri până duminică, târguri, evenimente sportive, concerte, în care, practic, teatru, ar trebui să fie oferite brașovenilor, mă bucur oferite că vin, comunității. Mă bucur că vin cei de la Antol să facă acel masiv. Dar trebuie să ne gândim că avem și brașoveni care poate să facă evenimente și atunci trebuie să vedem, ok, vin și cei de la Cluj, vin și cei din Olanda, vin și cei din Brașov, haideți să găsim, sunt 365 de zile în an în care se pot face evenimente. Iată. Masiful va fi 4 zile, deci mai ne rămân 361 de zile. Da. Și să știți că propun și mă ofer ca mediator între primar și viceprimar să găsim calea comună pentru Brașov. Să ne dăm cu toții mâna pentru Brașov. Să găsiți schemele de sprijin potrivite, iată. Corect. Despre asta vorbim. Sigur că apropo da. Că vorbim de scheme de sprijin, sau măcar îmi place mie ideea, și împărtășesc cu dumneavoastră și cu brașovenii, cei care se uită și ne privesc acum. Vorbim despre redresare. Da. Care considerați că ar fi punctele tari și punctele slabe ale Brașovului la acest moment? Pe punctele tari, tocmai le-am expus. E dezvoltarea industrială cu firmele străine, care germane, austriece, elvețiene, franceze, belgiene, care au investit aici și care au creat locuri de muncă sigure. Și turismul. Partea turistică e foarte importantă. Și, sigur, cel mai important proiect al Brașovului este aeroportul.
aeroportul Brașov-Ghimbav, care sperăm la anul viitor să pornească, organizez împreună cu primăria din Ghimbav, dar și cu ajutorul Consiliului Județean Brașov sau infrastructura pusă la dispoziție, aeroportul de Consiliul Județean Brașov, o conferință internațională aeroportoară, unde deja s-a anunțat aeroportul din München, prezența aeroportul din Salzburg, aeroportul din Viena, aeroportul din Nürnberg e invitat, aeroportul din Linz e invitat, vine aeroportul din Sofia și sigur toate aeroporturile noastre. Păi trebuie să punem Brașovul pe harta, pe harta aeroporturilor, că dacă vrem să zburăm în vară de aici, trebuie să vorbească lumea de noi. Vine directorul general Lufthansa România, Bulgaria, Moldova ca speaker principal, sunt invitate companiile aeriene LOT, El Al, Israelul, foarte important pentru turiștii din Israel, dar și polonezii la fel, Vizerul, Ryanair-ul, Blue Air-ul, Tarom. Deci iată, și low cost și sigur, trebuie să găsim business. Tot timpul un echilibru și dacă ziceați ce ar mai trebui să accelerăm un pic la Brașov, este partea de antreprenoriat și în special antreprenoriatul în IT. Da, aici mai trebuie să venim din urmă, vedem Clujul cum s-a dezvoltat în zona de IT, vedem Iașul cum s-a dezvoltat. Noi avem aici vreo 200-220 de absolvenți pe an la universitate, ar trebui să mărim capacitatea la 500 de absolvenți și să atragem mai mulți investitori în zona asta. Ați spus punctul pe ei, pentru că dacă mărim capacitatea studenților în universitate, iată, ar trebui să existe pe de cealaltă parte angajatori care practic să ofere posibilitatea de inserție în piața muncii. Da, dar Brașovul este atractiv, fiindcă zona de IT nu se uită numai la forța de muncă, ci și la ce oferă orașul unde investesc ca perspectivă, ca și calitatea vieții. Și Brașov stă extrem de bine cu calitatea vieții datorită muntelui, datorită faptului că nu suntem dependenți sezonal. Trăiesc ca niște turiști în orașul lor, dar vor să și circule în toată lumea, de aia aeroportul, conexiunea la aeroport foarte importantă, dar și investițiile aici. Odată ce vine aeroportul, avem un proiect foarte mare în Țara Bârsei cu un centru de expoziții și congrese ultramodern în Ghimbav, care exact între aeroport și Brașov va trebui să convingem investitori în turism să vină să dezvolte hoteluri. La ora actuală ne lipsesc peste 1000 de camere în segmentul de 3 stele plus 4 stele la Brașov. Acum, este o zonă... fără să luăm în calcul dezvoltarea și evoluția cu aeroportul, care în 5 ani va avea altă perspectivă, clar. Complet altă perspectivă. Și atunci trebuie să ne pregătim de acum, să avem gândirea strategică, și aici iară zic că primarul trebuie să aibă gândirea strategică, dar și eficiența în a transpune strategia în realitate, care o au viceprimarii. Și iar ajungem la necesitatea de a colabora. Și viceprimarii, deci este domnul primar, viceprimarii, da? Și apoi iată echipele care și apoi echipele de specialiști în primărie și cu toții să formeze o unitate, da, și să dezvoltăm împreună cu brașovenii, fiindcă e foarte important brașovenii să aibă posibilitatea să vină cu idei, să vină în ședințele de consiliu local, să-și expună proiectele. Să fie ancorați în proiecte. Sigur că da. Dacă nu ai cetățeni implicați, orașul moare. Practic, cred că orașul trăiește și pulsează acea energie, dinamism. Și de aceea, iar revin la evenimente. Cât mai multe evenimente, cât mai mulți localnici implicați în evenimente, astfel încât să se bucure și de ei să fie mândri că au creat ceva. Tam-Tam e un exemplu, de exemplu. Dar și eu sunt mândru că fac Oktoberfestul la Brașov și că am devenit, anul ăsta am fost singurul Oktoberfest în toată Europa. Și s-a dus știrea asta în toată Europa și deodată toată lumea festivalul berii. Cel mai mare festival al berii, practic. Și suntem și ca număr de participanți printre cele mai mari din țară, iar raportul unui eveniment de genul ăsta în economia locală depășește 10 milioane de euro în perioada în care se organizează. Deci, practic, generează venituri clare? Oamenii vin și stau la pensiuni, la hoteluri, stau și consumă, își cumpără lucruri, suveniruri, vizitează muzeele, atracțiile principale, parcurile de aventură, parcurile acvatice, nu stau non-stop la evenimentul respectiv. Practic, omul vine la eveniment, la festival, dar nu vine pentru 2 ore la Brașov.
nu mai vorbesc dacă comparați un pic cum au fost prețurile de închiriat la hoteluri și la camere în Cluj pe perioada Antold, înainte de Antold și cum e acum, înțeles că au explodat prețurile. Bani care intră în economia locală și în buzunarele antreprenorilor, dar o bună parte și în bugetul local. Și atunci se întoarce. Și cumva calitatea vieții a comunității crește? Sigur că da. Sigur că cumva, da. Iată, cred că ar trebui să fie cumva și ei implicați și să-și găsească locul. Neapărat. Pentru că despre asta este vorba. Și dincolo de toate, Brașovul, noi tot spunem Brașov oraș de poveste, găsim scris da. Peste tot. Cred că ar fi o poveste consolidată și așezată pe ceva palpabil și da. Pentru cetățeni, nu doar pentru cei care, iată, povestesc despre un... Și poate ar trebui să transformăm sloganul ăsta din Brașov oraș de poveste în Brașov Fairy Tales. Ca să fie internațional. Asta este, apropo de dimensiunea europeană, da. Internațională. Da. Da, cumva interesant. Deci vorbim, iată, despre puncte tari, puncte slabe, despre crize politice care pot fi cumva mediate, trebuie care pot depășite. Ajunge la o unitate trebuie clar care trebuie depășite, astfel da. Încât să se creeze acea viziune unitară pentru comunitate Correct. Și pentru beneficiul comunității până la urmă. Vorbim despre un oraș, despre un Brașov care oferă da. Nu doar turism și nu doar cultură, ci poate și altă perspectivă de dezvoltare natura, antreprenorială. IT, dezvoltare clar, antreprenorială. Despre un alt stil de viață. Cred că acesta este un subiect care probabil ar mai trebui povestit și adus în atenție brașovenilor. Poate așa se vor simți și ei cumva să dăm un impuls, să ne fi mai implicați în ceea ce privește Brașovul. Pentru că Brașovul nu este doar un cuvânt. Să fim implicați, să fim optimiști, să fim pozitivi în bunul sens al cuvântului, da? Da, și iată. Să fim responsabili. Da? Bun, și pentru că mai avem foarte puțin din această emisiune, care ar fi concluziile, să spunem, dacă am putea să punem niște concluzii asupra acestei teme? Iată, redresarea Brașovului în contextul redresării naționale, prin prisma dumneavoastră, atât ca om de, să spunem, de factură politică, fost consilier, nu, Forum German, diplomația pe care ați avut-o, faptul că sunteți un promotor prin acțiunile pe care le faceți în Germania în special, dar nu numai. Deci, în primul rând, sunt două cuvinte care pentru mine în perioada asta sunt foarte importante. Este colaborarea și responsabilitatea. Și colaborarea ne învață ca împreună să trecem peste perioade grele, da? Și să ne ajutăm reciproc, atât oamenii între ei, cât și mediul politic cu mediul economic, da? Local, ca împreună să trecem peste, și responsabilitatea. Responsabilitatea actului de guvernământ, local și național, dar și responsabilitatea fiecăruia în parte, fiecărui cetățean, inclusiv responsabilitatea de a face tot ce stă în putință să combatem pandemia și revin la vaccinare, că este singura armă la ora actuală și trebuie să fim responsabili. Trebuie din să fim experiența responsabili. Dumneavoastră da. V-aș întreba ceva da. Acum. Cât de mult contează pentru aparatul administrativ implicarea cetățenilor care vin, iată, cu idei, poate vin cu o soluție, cât de mult sunt luate în considerare? Foarte important, foarte important. Cred că e cel mai important lucru, fiindcă un cetățean implicat care vine cu idee, ăla și-a făcut niște gânduri, își dorește cel mai bun lucru pentru orașul lui, fiindcă până la urmă e vorba de viața lui, de familia lui care trăiește în acest mediu urban. Și atunci, normal că vrea, fiecare dorește să-și mărească calitatea vieții în mediul lui. Și atunci trebuie proactiv să iasă administrația în afară, să vorbească cu oamenii, să le dea posibilitatea să își expună atât punctul de vedere, cât să vină cu proiecte, un concurs de proiecte pentru Brașov ale brașovenilor, pe diferitele domenii. Și să știți că poate la început vin puțini, dar dacă rămâne administrația consecventă, vin tot mai mulți și creezi o efervescență de care avem nevoie aici la Brașov. Există oameni implicați, dar trebuie să fie numai implicați, nu încrâncenați. Da? Și să accepte și părerile altora, să accepte și propunerile care le fac alții, ca împreună să creștem orașul nostru. Și atractivitatea lui.
foarte frumos și ceea ce spuneți dumneavoastră, iată, sper ca telespectatorii să rămână măcar cu un cuvânt și acela este, din punctul meu de vedere, împreună. Împreună. Este un cuvânt care definește orice schimbare, orice creștere, orice expansiune până la urmă și orice dorință de a schimba ceva. Corect. Vai, da, vă mulțumesc foarte mult și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Un mesaj al dumneavoastră, iată, omul Cristian Macedonski pentru brașoveni și pentru comunitate. Brașoveanul Cristian Macedonski, hai, care iubește Brașovul peste toate, care își dorește să vadă Brașovul ca un oraș înfloritor, este înfloritor, dar și mai înfloritor, european, care să fie și astfel perceput de orașele europene ca un oraș frumos, partener și care să dea un semnal de încredere. Împreună să dezvoltăm Europa și aici de la Brașov și fiindcă vorbeam împreună, puntea spre Timișoara mi-e foarte importantă, fiindcă Timișoara va fi capitala culturală europeană în 2023, noi suntem capitala turistică și această punte de cultură și turism e extraordinară și un mesaj excelent care dăm spre lume. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Macedonski. Dragi telespectatori, iată, cu emoție și efervescență mă uit către dumneavoastră și așa cum ați ascultat în această emisiune, cuvântul care ne definește în orice fel de redresare și expansiune este împreună. Redresarea Brașovului în contextul redresării europene, de ce nu internaționale. Alexandra Grancea sunt și până data viitoare, numai bine!